statele acestea frumoase, datorită acestui fapt, asociația Ostrească Forța Chirilor, cu susținerea, să zicem, finanțării din partea Ministerului Tineretului și Sportului din Republica Moldova, a implementat în perioada mai-noiembrie 2012 proiectul cu titlul Instruirea Informală, un model modern de educație pentru tinerii din Republica Moldova. În acest context, urmează să mânăm certificatele de participare pentru acei tineri care au participat la atelierile de instruire. De această cale vreau să zic că educația trebuie să continue pe parcursul întregii vieți. Nu vă opriți acum, continuați să aflați cât mai multe lucruri pe parcursul întregii vieți. În continuare, coordonatorul de proiect, Daniela Nedelciuc, va da citire numelor. Vă rog fiecare când se aude să ridică aici în scenă ca să vă mânăm certificatele. Bună seara, tineret frumos, inteligent și vesel a raionului Alvei. Numai cu ajutorul vostru, cu participarea voastră zi de zi și implicarea în viață, vom face o viață și un viitor mai frumos țării noastre. Deci vreau să mulțumesc foarte mult tinerilor care au participat la atelierele noastre de instruire, care au fost receptivi la apelul pe care l-am făcut noi pe fond de raion. De aceea, astăzi seara, din păcate, nu avem foarte multe certificate, dar cred că este un